Pomenirea celui între sfinți, Părintele nostru Leon, făcătorul de minuni, episcopul Catanei, 20 februarie, traducere din limba greacă. Acest de Dumnezeu ales luminător al bisericii și împlinitor al dumnezeieștilor porunci, răvnitorul apostolilor, purtătorul de grijă al săracilor și minunatul lucrător de prea mari minuni, s-a născut în mitropolia Ravenei, din părinți de neam bun, iar la suflet era mult mai de neam, pentru covârșitoarea lui faptă bună, pentru viețuirea cea vrednică de laudă, căci nu numai după ce a luat arhieria, ci și mai înainte să vârșea fapte bune de Dumnezeu insuflatul, având grija lucrurilor bisericești și ocârmuirea, ca un econom credincios și înțelept slujind tuturor celor împreună robi și împărțind măsuri din grâul stăpânesc. Deci, după ce a murit Savin, cel ce fusese mai înainte arhiereu, pentru minunata lui petrecere, s-a adunat toată mulțimea mitropoliei Catanei, din dumnezeiască voință și au ales toți pe Leon, care, după numire, avea și vitejie de suflet și dădea război cu bărbăție împotriva lupilor celor gândiți, apoi se nevoia cu privegheri, cu rugăciuni și cu alte fapte bune, ca să păzească oile nevătămate de eretici și de diavoli, mustrând în fiecare zi și răsturnând rea a slăvirea deșartei glăsuiri și vădind basmele păgânilor, ca un prea înțelept, iar către credincioși era foarte milostiv și îndurat, dând multe milostenii cel ce-l urma pe Hristos. Sfântul Leon strălucea înaintea tuturor ca un luminător prea luminos, purtând de grija sufletelor și de sărmani îngrijindu-se, fiind hrănitor al săracilor și al celor strâmtorați, sprijinitor prea surguitor. Și, pe scurt, pe toți lipsiții și scăpătații îi primea și îi ajuta cu dare bogată, apoi se făcea tuturor toate, după cum zicea marele apostol, ca să-i mântuiască pe cât ar fi cu putință, și avea râvnă multă la dumnezeiasca credință ca un alt Ilie. După aceea, se nevoia să șteargă păgânismul cu totul, căci erau încă unii ce se închinau idolilor ca niște necunoscători. Drept aceea, nu numai cu cuvinte îi învăța, ci și cu lucruri și cu minuni, ca să cunoască slăbiciunea și neputința deșerților zei și puterea cea covârșitoare a adevăratului Dumnezeu. Într-o zi s-a dus cu mulți oameni la un loc, unde aveau Elinii un idol din vremea lui Deciu și nebunii îl socoteau Dumnezeu, dar prea înțeleptul Leon a făcut acolo rugăciune cu lacrimi, către Stăpânul Hristos, să-l surpe ca un atotputernic, și îndată, minune, a căzut la pământ și s-a zdrobit necuratul idol. În acel loc s-a aflat în ceasul acela o cruce prea minunată, iar cei de față, văzând o înfricoșată minune ca aceasta, s-au spăimântat. Deci a zidit acolo o biserică a sfinților 40 de mucenici și nu numai această biserică, ci și o alta prea frumoasă și vestită a zidit cu viosul, în numele Sfintei Fecioare Mucenițe Lucia, care a mărturisit acolo, în Catana. În această biserică se află acum întru tot cinstitele și sfintele moaște ale acestui minunat Leon și iese din trânsele ca un izvor de apururea curgător, mirositor, de toate relele izbăvitor, de patim curățitor și al diavolilor izgonitor, căci multe minuni a săvârșit de trei ori fericitul în viață, ba și mai multe a săvârșit după moarte și săvârșește în fiecare zi până astăzi. Și tămăduiește toată neputința celor ce-l cheamă cu credință. Pe toate nu le scriem una câte una, pentru scurtare, ci numai o lucrare de minuni să o povestim, pe care a săvârșit-o încă trăind, pentru care veți înțelege câtă îndrăznire avea către Hristos, de Dumnezeu insuflatul. Se afla acolo un vrăjitor, în ostrovul Siciliei, care făcea cu ajutorul diavolului semne și minuni și se numea Eleodor, care a întrecut pe Iani, pe Iamvri și pe Simon, fiindcă avea întrânsul toată lucrarea diavolească. Acesta era fiul al unei creștine de neam, cu numele Varvara și se socotea a fi creștin, însă era de copil sămeț și mândru și poftea să fie eparhia al cetății, ca să facă fără de rușine voile sale cele rele. Dar nu era voia lui Dumnezeu să ia o vrednicie ca aceasta prea înaltă, el care era nevrednic. Deci, a luat altă îndrăzneală întru tot necuratul, adică a aflat un iudeu vestit în vrăji și în farmece,
cu care s-a împrietenit și l-a rugat să-i ajute să ia vrednicia cea dorită, iar acela i-a dat o scrisoare, zicând astfel: du-te în miezul nopții la mormintele boierilor și te suie deasupra unui stâlp și acolo va veni un om înfricoșat la vedere, dar să nu te temi și dacă îți va zice să te cobori, să nu-l asculți până nu-ți va făgădui să-ți facă toate voile tale. Atunci, urâtul Eleodor s-a dus în locul acela, bucurându-se și aruncând în văzduh hârtia, a văzut pe diavol că l-are pe un cerc și i-a zis: ce-ți trebuie de la mine? Iar el a răspuns: voiesc să-mi faci tot ce doresc. Iar el a răspuns: dacă primești să te lepezi de Hristos, orice-mi vei cere îți voi face de grab. Atunci ticălosul s-a lepădat de Hristos și s-a rânduit împreună cu Satana, care i-a dat pe diavolul cel mai puternic în răutate și prea viclean, ce se numea Gaspar, căruia i-a poruncit să stea lângă dânsul și să îi se supună totdeauna ca să săvârșească și să împlinească toate poruncile lui. Acestea poruncind, boierul întunericului s-a făcut nevăzut ca un potrivnic al lui Dumnezeu, iar înșelătorul și lepădatul de Dumnezeu, Eleodor, a rămas bucurându-se, necunoscând ticălosul pierderea sufletului și a trupului său, că n-a muncit numai sufletul lui veșnic, ci prin dreapta judecată a lui Dumnezeu și de viața aceasta s-a lipsit, făcându-se mistuire focului, ca un moștenitor al muncii celei veșnice, după cum vom istorisi mai jos, ca acest om lepădat de Hristos, nepunând în mintea sa năbiruirea dumnezeieștii puteri, s-a apucat să facă rău celor drept credincioși, el, păgânul și necuratul, măiestrind în fiecare zi împotriva lor, încât pe toți i-a tulburat cu năluciri și cu farmece, blestematul, și nu numai în mitropolia Catanei, ci și prin alte părți, cetăți și orașe ale Siciliei umblând, tulbura cu vrăjile sale pe toți. Deci, ascultați puțină din multele lui vrăji, ca să înțelegeți facerile lui de rău. Aflându-se într-o zi în târgul cetății, treceau niște femei care mergeau la trebuința lor și el, prea îndrăznețul, a făcut cu vrăjile sale să curgă râu prin mijlocul târgului, iar femeile, ca să nu se ude, își ridicau hainele în sus cât puteau, iar oamenii râdeau. Și nu numai aceasta, ci și pietrele și lemnele le prefăcea în aur, iar dacă le-ar fi cumpărat cineva, se făceau iarăși în piatră sau lemn, spre paguba cumpărătorului. Și nu numai aceasta săvârșea maestrul Eleodor, ci pe fiicele boierilor celor vestiți și slăviți le fermeca și le îndemna spre satanicească îndrăgostire și se lăsau pe ferestre, ca să se întâlnească cu cei îndrăgostiți de dânsele. De aceea, cetățenii s-au dus și l-au pârât la eparh, ca să-l pedepsească precum se cuvenea, iar el a trimis oameni să-i-l aducă și, ducându-se în casa lui și în tot locul, dar căutându-l nu-l găsiră. Pentru aceea, fiind zilit, eparhul Luchie a scris către Constantin, nepotul lui Eraclie, care era pe atunci stăpânitor al grecilor, povestind în scrisoare toate răutățile și măiestriile lui Eleodor. Cum am spus mai sus și cum au făcut mulți creștini de au crezut în idolii și înfricoșa toată cetatea că o va arde cu focul etnei, prin vrăjile sale. Împăratul a trimis un bărbat vrednic din suita sa, cu numele Iraclid, pe care l-a avusese protoconsul, și i-a poruncit să meargă în Sicilia, ca să îl aducă legat pe Eleodor cel vrednic de moarte. Deci, ducându-se Iraclid, când a ajuns la ostrov, s-a aflat acolo la mal și Eleodor și i-a urat, zicând: eu sunt acela pe care îl căutați, iată vin de voie, după porunca împărătească, deci nu mă legați ca pe un osândit, că dacă n-aș fi voit să viu, aș fi fugit și nu m-ați fi aflat. Acestea auzindu-le, Iraclid s-a minunat și vrăjitorul i-a spus: nu vă îngrijiți de lucruri care sunt de prisos, că eu vă duc pe voi într-o zi la Bizanț. Iar ei, auzind acestea, s-au spăimântat, știind că au făcut 30 de zile până au ajuns în Sicilia. Și după ce au cumpărat ceea ce au voit, i-au poruncit să intre în corabie și să plece, iar vrăjitorul i-a dus pe dânsi și la o baie și le-a zis să intre într-însa ca să se scalde,
dar să nu-și facă cruce și nici să pomenească numele lui Hristos. Iar ei au intrat și, îndată spălându-se, s-au aflat în baia cea împărătească a Constantinopolului și s-au spăimântat de o minune înfricoșată ca aceasta și, ieșind din baie, și-au găsit afară hainele lor. Deci, mergând în palatele cele împărătești, au povestit stăpântorului toate cele întâmplate, care s-a minunat de covârșitoarea păgânătate a vrăjitorului, nevorbind împăratul cu dânsul nici de cum, a poruncit să-i taie capul numai decât, iar el a cerut să-i dea apă să bea și, aducându-i-se un pahar cu apă, s-a făcut că-l bea și intrând în pahar s-a făcut nevăzut, zicând, rămâi sănătos, o, împărate, de data asta, că eu mă duc în cetatea Catanei și acolo să mă cauți. Spăimântându-se împăratul de aceasta, nu se dumirea și nu știa ce să facă, însă a trimis iarăși pe Iraclid la cetatea Catanei, ca să îl aducă legat ca pe un osândit. Și mergând, l-a găsit iarăși la malul mării și i-a heretisit pe ei. Deci vrând ei să-l lege, le-a zis să nu se ispitească fără folos și le-a făgăduit că-i va aduce iarăși într-o zi la Bizanț și însemnând marea cu un toiac de dafin, pe care îl ținea în mâini, a făcut un caic și le-a zis să intre în trânsul fără de frică și să-și pună și merindea lor. Iar ei au intrat cu Iraclid mai pe urmă și într-o zi au ajuns în Bizanț, iar caicul acela, fiindcă era nălucire diavolească, s-a făcut nevăzut, însă ei s-au aflat pe pământ cu toată sinodia lor și se minunau. Deci s-a auzit vestea în toată cetatea că iarăși a venit Leodor și toți alergau să-l vadă. Apoi, trecând pe lângă casa lui Iraclid, s-a plecat pe fereastră femeia lui Iraclid, cu numele Etalia, să-i vadă și, văzând pe Leodor, a scuipat asupra lor, zicând, ia vedeți, oamenii buni, pentru ce fel de lucru s-a dus de două ori în Sicilia bărbatul meu și s-a primejduit. Însă Eleodor s-a mâniat și a zis către dânsa, eu te voi face în toată cetatea de râs. Deci cu cuvântul semețul a făcut de a urmat și lucrul, căci a pierit focul și nu se afla nicăieri fără numai în trupul Etaliei. Pentru aceea, oamenii neavând foc cu care să se slujească, au scos-o cu sila în mijlocul cetății și își lua foc fiecare de la trupul ei. Deci împărații au condamnat pe Eleodor să moară de foame. Iar el a făcut să fie foamete și lipsă mare pretutindeni, încât nu se mai aflau bucate de mâncare. De aceea împăratul a poruncit să-i taie capul în temniță, unde era închis. Dar cum și-a ridicat gealatul mâna ca să-i taie capul, s-au arătat două cercuri pe umerii lui care au sărit sus. L-a acoperit și l-au desfăcut, iar pe acolo a fugit blestematul, zicând, fii sănătos, împărate, și te mântuiește, caută-mă pe mine iarăși în Catana, ca și mai înainte. Deci s-a dus într-o clipă în Sicilia și acolo făcea iarăși semnele sale cele diavolești. Într-una din zile, făcându-se alergare de cai, Eleodor a găsit pe un nepot al fericitului Leon, care se numea Hrisis, și a zis către dânsul, pot să-ți fac un cal așa cum n-are nimeni mai bun. Deci, cu cuvântul s-a făcut și lucrul prin nălucirea diavolului și, încălecând Hrisis pe cal, s-a făcut minunat în toată priveliștea și toți s-au spăimântat. Apoi, poruncind de parhul să-i aducă acel cal de mare preț, calul s-a făcut nevăzut. Cuviosul Leon a povestit eparhului pricina. De aceea a închis în temniță pe Eleodor ca pe un vrăjitor și l-a condamnat la moarte, scoțându-l gealații să-i taie capul. El le-a făgăduit 3 litre de aur ca să le libereze și, primind gealații, el a făcut prin nălucire o piatră ce se părea a fi de aur. Și aceia, luând-o, l-au eliberat, zicând către eparh că a fugit prin nălucire diavolească. Apoi, vrând ei să împartă aurul, l-au găsit piatră ca mai înainte. Acestea și altele făcea blestematul, pe care le lăsăm spre a nu lungi povestirea și să nu întinăm auzurile voastre. Vom povesti numai ce fel de sfârșit rău a avut el, precum i se cădea. De multe ori îl sfătuia pe el prea milostivul păstor Leon, pentru bunătatea lui Hristos, și le ruga să înceteze faptele lui cele rele, ca să nu se muncească de trei ori ticălosul în focul cel veșnic, împreună cu diavolii, dar el n-a primit, ci făcea și mai multe rele,
socotind că sunt bârfel sfătuirile și poruncile Sfântului, adăugând fără de legi peste fără de legi. A îndrăznit Semețul a intra și în Sfânta Biserică, ca să ia în râs prea curatele și dumnezeieștile taine, căci într-o zi, când era un praznic mare și Sfântul slujea Sfânta Liturghie, a intrat și necuratul Eleodor, care juca cu picioarele fără de rânduială și zicea bârfelii și hule spre râs, încât se fălea că va face pe Sfânt și pe toți ceilalți să joace. Dar n-a putut, căci dumnezeiasca puterea opri trelele lucrări ale diavolului. Această obrăznicie a deșertului de minte îngrețoșând pe slujitorul lui Dumnezeu Leon, a îngenunchiat și s-a rugat lui Dumnezeu fierbinte să-i ajute ca să rușineze măiestriile lui. După rugăciune a alergat afară din Sfântul Altar, după ce s-a împărtășit cu sfințele taine, mai înainte de a se dezbrăca de sfintele veșminte și a legat tare de grumaji cu omoforul său, pe Eleodor, zicând, Domnul Dumnezeu, cel ce a gonit din cer pe tatăl tău, diavolul, să te certe ca să nu mai poți lucra vrăjile tale, spre amăgirea și pierzania multora. Acestea zicând, l-a tras până la locul celor osândiți, care se numea Ahilion, și a poruncit mulțimii poporului să adune lemne multe și să facă foc mare și după ce mai înainte l-a silit a mărturisit toate faptele lui rele. L-a tras și au intrat împreună în foc și a stat acolo pururea pomenitul, până când a ars Eleodor de săvârșit și s-a făcut cenușă pierzătoare. Deci, cu o sundă dreaptă, nedreptul s-a ars în foc, ca un moștenitor al iadului, și s-a dus în focul cel veșnic. Dar, marele arhiereu și făcătorul de minuni Leon nu numai că a ieșit din văpaie nevătămat, spre spaima celor ce îl vedeau, dar nici de sfințitele lui veșminte nu a îndrăznit să se atingă focul, nici să le ardă sau măcar un fir de păr din sfințitul și prea cinstitul său capitolul. Tot așa de demult s-a făcut în Babilon o minune înfricoșată ca aceasta, pe vremea lui Nabucodonosor, cu trei sfinți tineri, pe care, văzându-o, cei de față s-au spăimântat și slăveau cu mare glas pe Domnul, care a făcea niște minuni ca acestea ca să preamărească pe robul său. Vestea aceasta străbătând în toate părțile, împăratul Constantinopolului a trimis la sfânt scrisori, prin care îl ruga să vină la dânsul să-l vadă și să-l binecuvânteze, iar el s-a dus, ca să nu se arate neascultător poruncii împărătești. Acolo însuși împăratul l-a cinstit cu evlavie și cu cucernicie, văzându-i fața cea încuvințată a petrecerii îngerești, darul Sfântului Duh, strălucirea și lucrarea semnelor celor negrăite, căci a săvârșit acolo în împărăteasca cetate multe minuni. Iar mai ales a pus cărbunii aprinși și tămâie în haina sa și i-a tămâiat spre slava și marea cuviința lui Dumnezeu. Pentru aceea, văzând o minune ca aceasta, s-au spăimântat toți și când el a voit să se întoarcă la scaunul său, toți le-au petrecut cu mare cinste și evlavie, precum se cădea. De viața acestui sfânt s-au minunat îngerii, iar diavolii s-au înfricoșat de puterea și stăpânirea pe care i-a dat-o asupra lor atotputernicul Dumnezeu. Apoi oamenii s-au înspăimântat de covârșitoarea smerenie și sfințenie și pentru vrednicia facerii de minuni încuvințate Sfântului Leon, iar ereticii s-au spăimântat de glasul dogmelor lui celor drepte. Elinii au amuțit de înțelepciunea lui și de săvârșit s-au rușinat. Ochii cei orbiți s-au luminat, mâinile și picioarele cele slăbănogite s-au vindecat. Toată vătămarea și boala trupului și toate mădularele cele bolnave și pătimașe s-au tămăduit prin punerea mâinilor sale și prin rugăciunile lui. Aceste și alte minuni și mai slăvite a săvârșit Sfântul Leon, nu numai cât a trăit întocmai ca un înger, dar și după ducerea și sfânta lui mutare de aici către Dumnezeu. Dar, mai ales, și mai minunate până în ziua de astăzi lucrează minunia totputernicul Dumnezeu la mormântul lui, ca să preamărească pe robul său, pe care nu se cuvine a le scrie, fiindcă trăiesc încă aceia care prin trânsul s-au vindecat. Numai una să povestim, pe care a săvârșit-o în ziua mutării sale către Dumnezeu.
O femeie de neam bun, din cetatea Siracuzei, curgându-i sânge, a cheltuit toată averea ei la doctori, dar n-a dobândit niciun folos. Mai pe urmă, luminându-se printr-o dumnezeiască descoperire, s-a dus la doctorul acesta fără de plată și ajungând la poarta cetății, care se numește Ariani, a auzit clopotele, care se trăgeau pentru mutarea cuviosului. Grăbindu-se, a alergat acolo și căzând la sfintele lui moaște cu lacrimi și cu credință, a cerut vindecare pentru aceea, după credința ei. Îndată a urmat și împlinirea dorinței, că i-a încetat curgerea sângelui în chip minunat și dobândindu-și tămăduire, s-a întors la casa ei bucurându-se și a povestit minunile cele mari ale lui Dumnezeu, mărind pe adevăratul robul său. Sfântul Leon a adormit în 20 de zile ale lunii februarie, dându-și fericitul și fără de prihană sufletul său în mâinile lui Dumnezeu, iar cinstitul și sfântul lui trup l-au îngropat cu cinste în prea frumoasa biserică a Sfintei Mucenițe și Fecioare Lucia, pe care însuși a zidit-o. Iar Domnul, care slăvește pe cei ce îl slăvesc, a preamărit și după moarte pe adevăratul său rob, căci iese de-a pururea mir bine mirositor din mormântul său, care tămăduiește toată boala celor ce vin la dânsul cu evlavie și cu credință. Dar, o, Leone, iubitorule și moștenitorule al celor cerești, care te-ai arătat leu cu adevărat și ai nădăjduit ca un leu nebiruit, o, împărate, prea stăpânitor al patimilor și al vrăjmașilor tirani, lucrătorule, care ai spăimântat ceata ereticilor ca pe niște vulpi viclene și cu răvnirea împărătească, de leu, ai gonit-o departe, iar pe poporul drept credincioșilor l-ai adunat și l-ai întărit cu dogmetar și învățături prea înțelepte, cel ce ai fost puternic în lucru și în cuvânt și ai strălucit în amândouă, ca un soare, tuturor marginilor, cel ce cu semnele și minunile cele mai mari ai covârșit nu numai pe prorocii de demult, dar te-ai întrecut și cu cei din tâi și mai mari apostoli, o, păstorule ales de Dumnezeu, luminătorule aprins cu foc dumnezeiesc și robule al lui Dumnezeu, următor de Hristos, pedepsitorule al celor fără de minte, pierzător al diavolilor și rugător prea fierbinte al celor ce nădăjduiesc la tine, primește cu dragoste și milostivire ca un părinte iubitor de fii. Aceste cereri care ți se aduc cu multă dorință din minte și din limbă neiscusită, dăruiește credincioșilor pace, liniște, sănătate și veșnică mântuirea sufletelor și tuturor celor ce săvârșesc sfințită pomenirea ta, să nu încetezi a cere de la Dumnezeu ca să le dea cele ce sunt de folos, izgonire de patimi, izbăvire de ispite, însănătoșire de boli și dobândirea tuturor bunătăților, iar în veacul ce va să vie, să ne învrednicim împărăției cerești și fericirii celei veșnice, în Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia îi se cuvine toată slava, stăpânirea, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.